În legătură cu votul dat astăzi în Parlament, pot să spun că astăzi este o zi tristă pentru democrația din România. O zi tristă pentru milioanele de cetățeni care cred în valorile democratice, care își doresc o politică făcută cu responsabilitate, cu integritate și cu onoare. Să distrugi instituții și principii pentru a salva cariera unei persoane este, din punctul meu de vedere, inacceptabil într-o democrație. Am văzut cu toții că procurorii DNA îl acuză pe primul ministru Victor Ponta de fapte penale. Am văzut de asemenea că primul ministru se declară nevinovat. Nici Parlamentul, nici eu, nici dumneavoastră nu putem să stabilim cine are dreptate, procurorii sau primul ministru Ponta. Singurii care sunt calificați să facă acest lucru sunt judecătorii. Dar pentru asta, speța trebuie să ajungă în fața instanței.